Exact, cum v-am zis, oameni buni, astăzi începem emisiunea cu o mamă foarte emoționată, pentru că fiica ei a intrat în ultimul an de liceu și se pregătește să devină studentă la drept și nu oriunde, ci în America, ciucă. Opa. Ea este zâna noastră, Andreea Marin, care nu pleacă din țară, cel puțin deocamdată. Rămâne să aflăm acest lucru și de ce nu să aflăm ce a mai făcut în ultima perioadă. Să o primim cu aplauze și, bineînțeles, cu praf de stele pe zâna noastră, Andreea Marin. Praf de zâne. Să rămână, Andreea, te pup, bine ai venit. Eu încă sunt vărate, că ți-am adus niște lămâi. Da, exact, te rog, dar vine foarte bine, să știi. Mulțumesc. Să luăm un loc aici, mult. La bar. Am zis să fim veseli astăzi. Uite, văd că tu chiar... Eu sunt cu ceai ești... și cu lămâie în el, așa. Iar tu ești cu apă plată exact așa cum trebuie. Mulțumesc. Ca să fii 90-60-90. Mulțumesc. Dar să știi că, de pildă, în apa asta plată poți să pui o scorțișoară, poți să pui o lămâie, fructe de pădure, cam mentă. Cam ce trucuri mai folosești tu, Andreea, de ești neschimbată sau, din potrivă, ești din ce în ce mai tânără? Pentru că știi că e ca la Benjamin Button, în loc să înaintezi în vârstă, tu dai înapoi. Deci ce trucuri? Măcar te-aș rămâne așa. Cum deci sunt. Ce folosești mereu, scorțișoară? Ca să fie apa mai gustoasă, da. Pentru că am o problemă. Mereu îmi spune medicul, după ce îmi face el analizele, că nu te hidratezi suficient. Că nu, așa, exact, că n-am această plăcere de a bea apă și într-adevăr nu am și atunci încerc să mă păcălesc singură, dar da. E cu succes această păcăleală. Și? Faci adică aromă? Într-un borcan din acela mare care are și da. Robinet. Exact, în care se fac în care se face limonadă. Așa, pun mentă din grădina mea, fructe de pădure, tot acolo le tot găsim. Tot din grădina ta? Exact, exact. Scorțișoară? Uneori, de exemplu, busuioc. Am un busuioc, crede-mă, frunza este cât palma. Chiar o să pun o postare de curând, ieri am făcut o fotografie, cât palma mea e frunza de busuioc. Știi, incredibil. Cum e, dacă se simte bine în grădină și e, așa e. Cu dragoste și cu iubire, crește. Recunosc. Și busuiocul. Recunosc. Scorțișoară, într-adevăr, și poți să pui și cuișoare, dacă ți... De asta zic că, în ultima perioadă, plac. Mi se pare că din ce în ce mai mulți iute. Oameni aud care încearcă să schimbe stilul de viață și de la toți încercăm să aflăm câteva lucruri. Și sunt foarte mulți care folosesc scorțișoară pentru că este un oxidant foarte bun și te ajută și de asta zic. Deci tu, cuișoare, uite, povestea cineva că și-a făcut ceai de cuișoare. Îl folosesc în ceai acest ingredient și, într-adevăr, ajută și la slăbit pentru cine vrea să facă asta. Într-adevăr. Perfect. Deci e unul dintre ceaiurile de detoxifiere. Pe care am primit această rețetă cu mulți ani în urmă de la un spital din afara țării, unde am fost să-mi fac niște analize și atunci mi-au dat niște ceaiuri de detoxifiere. Unul pentru ficat, unul pentru intestine și unul nu mai știu pentru ce, am uitat acum. În fine, sunt trei tipuri de ceaiuri și le alternez și cuișoarele erau de bază. În fiecare? Și lămâia. Deci cuișoare și lămâie, da? De asta e că, uite, oamenii știi cum e, pot să-și facă un ceai de cuișoare, îl lasă la infuzat de seara, dimineața l-au gata pregătit, nu? Sigur, dar nu doar de cuișoare, adică pui multe ingrediente acolo, dar și două, trei cuișoare, e un gust așa, e puțin iute, dar foarte plăcut. Deci știu că cuișoare nu punem doar în vinul fiert, punem și în ceai, da? Eu ca știam să... că doar în vin fiert. Doar în vin fiert și cuișoarele și scorțișoara, culmea, da? Înlocuim cu apă. Ei bine, oameni buni, ce credeți, zâna noastră se pregătește să plângă când pleacă Violeta. Dar nu mă Violeta. Pregătesc, deja plâng, exact. Să știi. Spun cinstit lucrul ăsta. Încerc să nu-i arăt ei că sunt... De unde sunt un om așa foarte stăpân pe mine, spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească pentru a da la facultate pe un tărâm îndepărtat. Nici adică nu contează unde. Să ajungi la el într-o oră, două, trei exact, sau ceva. Exact. Adică e clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism, ci are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu mi-e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. De uite, de exemplu... De exemplu, America, da? Și nu Europa sau ceva. Era și mai aproape, poate și... E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer, pentru învățământul superior. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce după aceea în România să lucreze. Că da. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc faptul că
am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa, nu doar față de România. Adică acolo ți se pare că e mai profund? Îmi făcea plăcere să merg la școală. Și cu asta am spus tot, realmente. Aș vrea să salutăm și noi, dacă se poate, studenții din America care se uită la emisiunea noastră. Sperăm că sunt bine și să le facem cu mâna, bineînțeles, studenților români care sunt la universitate în America. Încă avem telespectatori care se uită pe laptop la emisiune și ne trimit mesaje de acolo. Mă bucur tare. Bun, și tu acum, sincer, dacă ți-a plăcut America, clar că n-ai încercat să o convins să rămână în Europa. Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa. Din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și mai departe. Însă, sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu, într-o universitate, și e clar că sistemul e altul. O mică diferență față de Europa este că aici, dacă tu dai la o facultate de drept, cum este cazul ei, sau medicină, sau mai știu eu ce, da? La o universitate care are, bineînțeles, mai multe facultăți și tu alegi una dintre ele. Tu obligatoriu trebuie să mergi pe acea direcție. Pe când în Statele Unite ai un an sau doi la majoritatea universităților în care poți să te răzgândești. Deci pur și simplu tu în acei ani alegi tot felul de cursuri dintr-o multitudine și s-ar putea să-ți dai seama peste 2 ani, pentru că tu ai altă experiență de viață la acea vârstă peste 2 ani. Ești un copil acum când pleci din liceu de la noi. Tu vezi prin filme și zici că vrei să faci asta sau asta. Însă realitatea s-ar putea să fie alta. Și tu în acei 2 ani, lovindu-te concret prin cursurile pe care le faci, prin contactul cu societatea de acolo, cu profesorii tăi, prin dialoguri, tu poți să-ți dai seama că realmente viitorul tău nu e acela pe care adică l-ai crezut tu. Poate să înceapă la drept, dar poate să termine la comunicare sau în cine știe. Zonă. Da, în altă zonă. Da. E o șansă să te poți replia, să zic așa. Gândește-te că eu am fost studentă la informatică și numai informatică nu fac în ziua de astăzi. Totuși, facultatea aia a fost și a trebuit să o termin și am terminat-o. M-a ajutat pentru că sunt un om cu structură. Exact. Da, e adevărat, ca organizator, acolo îmi folosește partea aceasta. Dar cred că e foarte bine așa cum și cum o să, mamă, trebuie să te duci cu ea în America, să-i faci camera de cămin, să-i aranjezi. Până acolo, ea trebuie să ia la facultate. Acum se pregătește, într-adevăr, online, e foarte nu? Bună la învățământ, nu, la învățătură, nu. Se face un dosar uriaș, lucrează ei. De ani de zile, da, de ani de zile la acest și este ongoing, adică încă mai sunt lucruri de completat, lucruri pe care le facem practică de ani de zile, da, de 2 ani de zile cel puțin, pentru că rezultatele a tot ceea ce faci în ani de zile trebuie trecute acolo și urmărite, ei vor să vadă că ai continuitate, nu-i păcălești tu așa cu acțiune punctuală, nu știu când, făcut așa pe ultima 100 de metri, doar ca să arăți că ai acțiuni, nu merge așa, adică ei știu foarte bine să evalueze viitorul candidat într-un mod complex, ceea ce e o treabă foarte, foarte bună. Dar până să meargă ea la facultate, împreună cu colegii ei de echipă, căci au făcut o echipă, au fost la faza, să zic așa, semifinală în Suedia la o competiție mondială, World Scholars Cup, și au câștigat dreptul de a merge în finala, care este la Universitatea Yale. Deci tot în Statele Unite, chiar acum în noiembrie. Așa că până una alta va merge la acea universitate pentru competiția finală. Foarte este frumos. O experiență interesantă. E scumpă facultatea? Vom vedea, pentru că ea va aplica pentru bursă și nu poți să știi dacă îți dau bursă, cât îți dau, sunt foarte multe variabile. E, din punctul meu de vedere, e foarte dificil acest proces de admitere. Eu ca părinte îmi prind urechile, spun cinstit. Am înțeles. Cred că nici n-aș lua în ziua de azi. Stai liniștită, tu n-ai luat la facultate, nu crezi că aș trece clasa 7 a 8 la film, adică lucrurile s-au mai schimbat de când eram noi la școală, Andreea. În niciun caz nu putem să-i ajutăm la lecții. Acum mă gândesc că ea fiind în America, nici nu poți să-i trimiți niște zacuscă pe care o faci tu cu menta din grădina ta, cu busuiocul din grădinuța ta, cum i-ai trimis tu? Totul e posibil, nu există, nu se poate. E, vezi? Exact. Dacă vrei cu adevărat. Nu, că am mai văzut, mai avem și noi niște mame pe care le cunoaștem și calculează și ele cât costă să trimiți pachet la fiică în America și toate chestiile astea, știi cum e?
Ieftin o fi. Ieftin o fi, dar asta zic. Până la urmă, pentru ce trăim? Pentru copiii noștri. Știi cum e? Dacă era la Timișoara cu nașul, te duceai la tren în gara de nord, îi puneai o pungă de rafie, ziceai, te rog frumos, vine și ea din gară. Venea din gară, te dai... Pui și tu cu nașul la avion. Asta e și ajunge. Bun, deci ușor, ușor, gata, te gândești la momentul ăsta și, de fapt, cred că e și pentru tine, începe acceptarea, nu? Păi, gândește-te că depunerea dosarelor este acum, la jumătatea lui octombrie. Deci, o altă anomalie, ca să spun așa, pe vremea noastră dădeai întâi bacalaureatul, vedeai cum te poziționezi acolo și după aia dădeai la facultate, da? Printr-o chestie clară, dădeai un examen, două, câte ori fi, și luai sau nu luai. În ziua de azi lucrurile sunt mult mai complicate. Tu știi dacă ai luat la facultate înainte să dai bacul. Ce e incredibil. Da, și dacă pici bacul, te mai iau la facultate. Nu prea poți să-l pici, se face și pe baza unor previziuni din partea profesorilor care te știu, ai notele din toți anii. În fine, nu deci prea nu ai merge cum. Pe principiu, ai, n-ai bacul, mergi mai departe. Bănuiesc că dacă îl pici, ai picat și la facultate după aia, dar nu prea se întâmplă. Cât ai stat cel mai departe de Violeta? Cred că acum, când a fost în Suedia la competiție și în Statele Unite anul trecut, când a fost în acel, cam o săptămână, la acel forum de leadership, unde n-am avut acces. Adică tu veneai, părintele, o lăsai la poartă cu bagajelul și de acolo nu mai aveai nicio treabă. Deci tu ai stat o săptămână, acum dacă calculăm bine, un an are 52 de săptămâni. Vai de mine, cât de mult mă încurajezi. Câți ani are facultatea? M-ai chemat aici să mă întristezi? Nu, Doamne ferește, mă bucur mult. Las că o să vezi tu. Fiecare părinte își dorește cei mai buni pentru copilul lui și mi se pare firesc, pentru că la urmă urmei, cred că educația pe care o dai copilului înseamnă și bătrânețe liniște pentru tine. Așa este. Nu? Să știi că l-ai lăsat pe picioarele lui și că se va descurca oriunde în lume, nu oriunde în țară, oriunde ar păși, că știe ce are de făcut, să supraviețuiască într-un mod onorabil. Tocmai am povestit ceva legat de Crăciun aici la emisiune și au început telespectatorii să trimită mesaje întrebându-ne când începem Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun. Iată, mă, telespectatorii noștri fideli. Nu de alta, dar ne pot trimite mesaje la un moment dat, o să vă anunțăm noi când e înscrierea. Cei moldovinești sunt cei mai buni, să știți. Știi să faci cozonaci? Știu să-i mănânc. Poate vii la noi în juriu la un moment dat când avem... Dar am venit, am fost și în competiție. Știu, dar poate vii acum cu sezonul nou. Hai să vedem. Da? Dacă ne potrivim. De, cine știe, Andrei, dacă nu o reglăm noi cumva. Peste ocean. Da, iartă-mă pe mine, exact. Glumesc. Și acum îți dai seama că Violeta se pregătește acolo să plece. Tu ce planuri faci? Să tu vezi, nu vrei să dai și tu la facultate ceva în America? Da, să vezi, nu vezi ceva, niște cursuri? Să vezi ce, la vremea mea am făcut-o și pe asta. Acum îți spun cinstit. Ce bine e să nu mai dai examene. Și am și spus fiicei mele. Ea zice, da, mami, că tu una și alta, că zicea ceva de lecție acolo. Zic, mami, Doamne, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să mai dau examene. Spun cinstit. Însă, îmi place procesul de învățare și o să învăț până o să mor. Îți spun cinstit. Nu pot să stau pe loc, nu pot să fac aceleași lucruri o viață, vreau mereu să descoper ceva nou. Am această curiozitate, e parte din mine, știi? Citam la un moment dat, cred că tot în Statele Unite, te încurajează după o anumită vârstă să-ți schimbi meseria. După 40-45 de ani. Asta nu știam, dar în practică așa se întâmplă. Te încurajează să-ți schimbi meseria și chiar te susțin din punct de vedere financiar să începi cu totul și cu totul altă activitate. Asta este o treabă foarte bună, pentru că realitatea ne demonstrează că nu mai e ca pe timpuri când intra omul după terminarea studiilor într-un serviciu și iese la pensie tot de acolo. Deși sunt și astfel de oameni, dar din ce în ce mai rar. Da, cum era pe vremea noastră? Crezi că am ajuns să vorbim așa? Exact. Cum era pe vremea noastră, Andreea? Să știi că mie îmi place vârsta mea de azi. Împlinesc acum în decembrie 50 de ani. Mulți înainte. Nu m-aș întoarce în timp. Îți spun cinstit. N-ai mai vrea tu să ai 30 de ani? Mă simt cel mai bine în pielea mea la vârsta asta. Eu aș vrea să mă întorc. Nu mai am nimic de demonstrat. Știu ce pot, știu ce nu pot, că nu le pot pe toate. Cum să zic, sunt un om cu încredere în forțele proprii. Îmi place, pur și simplu, această vârstă. Am învățat multe și acum nu mai bâșbâi, știu să aplic ce e bun pentru viața mea, ce mi se potrivește mie. Cred că fiecare vârstă are frumusețea ei. Împlinind 50 de ani, ai mai mult timp pentru tine? Îți faci mai mult timp pentru de tine? Unde? Mereu mă păcălesc, e așa. Dar fii atent, apropo de timp, mi-am propus eu ceva. În toamna asta, pentru că Violeta e atât de prinsă, îți spun cinstit, abia mai doarme, eu mi-am propus să o ajut cât pot, să-i fiu aproape. Și pentru asta, eu trebuie să renunț la multe din cele pe care eu le fac, că nici eu nu sunt prea liniștită. Da?
Și mi-am propus eu, zic, nu lansez nimic, nu dau de veste că fac nimic, numai așa, două, trei evenimente care vor veni către mine, atât o să fac până în decembrie, ca să fiu cât mai dispusă să-i fiu ei alături și să am timpul necesar. Da. Sunt foarte multe de făcut, acte, mă rog, tot fel de povești. Și ce crezi? Au venit puzderie de evenimente, fără să fac nimic. N-am fost doar două, trei exact. Pe care a acceptat. Deci în fiecare lună, aproape în fiecare săptămână, și în weekenduri, și în țară, și în străinătate. Deci Violeta nu să mai fie lângă tine. Sunt, crede-mă, programat cât de bine pot lucrurile, dar e foarte ciudat cum se întâmplă treaba. Și uite, poi mâine... sunt în pregătire acum, încep și evenimentele la mine, la Creative Hub Voice and Visibility, unde știți că ați filmat de multe ori, așa că mergem pe mai multe direcții, pregătim deja de pe acum pentru la anul gala Nu există, nu se poate, de la Parlament, vrem să mergem un pas mai sus pentru ceea ce urmează, așa că avem o grămadă de lucruri de făcut. Vrei să faci ceva ce n-ai făcut pentru că împlinești 50 de ani? Adică ceva, bă, n-am făcut în ăștia 50 de ani chestia asta și uite, acum am propus să o fac. Chiar am început să mă gândesc la asta. Uite, deja am făcut ceva ce n-am făcut. Am plecat, am părăsit cu totul munca, țara și am plecat doar cu prietenele mele bune. Doar voi, am fetele? Avut, da, un weekend împreună. Unde? Minunat a fost în Grecia. Doar fete? Da, doar fete, exact. Și asta n-am făcut niciodată. Și ce ați făcut? Tu înțelegi că n-am făcut niciodată? De ce nu-i fi făcut eu? A pentru că foarte frumos, da. Și ce ați făcut? Concert, plimbări, credință, schimb de cuvinte pe liniște, pentru că mereu sunt îngrăbite, fiecare are viața ei, fiecare are responsabilitățile ei și niciodată n-ai timp destul să stai la taclale, cum se spune, dar cumva... Prietene vechi sau prietene noi? Vechi, da, o șuietă așa de suflet, știi? Să mărturisești lucruri pe care poate nu le-ai spus, să îți așezi din nou la locul lor anumite repere. A fost superb și mă întreb de ce n-am făcut eu până la 50 de ani lucrurile astea? Dar ei, cine bine, o să facă de acum încolo ei, ieșirile bine, astea nu mă cu mai fentele? Dar Adrian a zis nimic? Ba da, mi-a spus că foarte bine fac. Chiar m-a încurajat. Și mi-a plăcut. Și apoi zice, mă duc și eu cu nu băieții. Nu știu dacă aș fi fost la fel de darnic. Vezi, asta zic, că poate zice și el, mă duc și eu cu băieții. Nu. Glumesc, bineînțeles. Dar noi fetele suntem mai de încredere decât voi, de să ce? Ne înțelegem. De ce crezi tu chestia asta? Am văzut niște fete care au plecat singure, unele au și rămas pe acolo. Am citit tot felul de știri serios? Chestia. Da. Nu știu, nu e cazul. Chiar sunt femeie serioasă. Nu, că și noi băieții suntem de încredere. Dacă spui tu. Da, dar nu așa să mergeți voi să petreceți de unii singuri. Nu, tu, direct la Muntele Atos toți. Acolo ai încredere. Acolo am încredere. Acolo ai încredere, perfect. Să știi că îți mulțumesc mult de tot că ai trecut pe la noi. Cu mare drag. O salut pe Violeta și ținem pumnii strânși să meargă acolo unde își dorește și să reușească acolo unde își dorește. Iar vouă și... să vă crească mult mai mari copii, deși sunt atât de mari, acum nu-mi vine să cred. Da. Să cred, da. Exact. Mulțumesc mult de tot, Andreea. Trece repede timpul. Cu drag și un nou an bun întregii echipe. Și la mulți ani încă o dată pentru ziua ta de naștere, să mă fii măcar primii care îți spunem. A, perfect. Mulțumesc. Îți dorești ceva anume de ziua ta? Îmi doresc... Până în decembrie mai e, dar da, am zis de acum. Da. Să... Îmi doresc să fac într-adevăr ceva inedit. Ceva. Nu, dorește un lucru, ceva. Că în să primul pui rând vreau să am alături de mine doar oameni care cu adevărat prețuiesc prezența mea. Nu prezența mea la televizor, nu prezența mea în viața lor atunci când îi ajut, ci prezența mea și când mi-e greu, și când poate că n-am o perioadă fastă, oameni care să-mi fi fost alături, și îți dai seama că în viața fiecăruia dintre noi nu sunt mulți, corect. Să-mi fi fost alături, mai ales la greu, căci la bine toată lumea e acolo. Corect. Da. Dragi telespectatori, Andreea Marin, știți unde o găsiți pe Zâna noastră, în social media, pe Instagram, pe Facebook, peste tot. Îți mulțumim mult de tot, Violeta, baftă, iar noi după publicitate vă arătăm cum Lora se pregătește de nuntă și vine și Cătălin Oprișan, avem multe să povestim astăzi, ne întoarcem imediat.